ziua, dragă Marius! Bine te-am Bună ziua, regăsit! bună ziua! Bine ne revedem la Shangri-La 6 cu mare bucurie, pentru că oamenii așteaptă cu drag acest episod și o să spun din nou, ca de obicei, că am primit foarte multe mesaje frumoase și de pe grupurile noastre și pe YouTube despre Shangri-La și mă bucur că se nasc aceste webinarii. Și o să începem ușor, ușor, așa, să intrăm în incursiunea Shangri-La. Am rămas următoarea experiență care trebuia să o parcurgem la OZN-urile în formație de V. Da. Asta s-a întâmplat după Revoluție. La obor era o statuie 1907 care între timp a fost scoasă și în dreptul statuii aceea, bine, eu eram în magazin și la un moment dat a pornit o furtună foarte mare cu o ploaie torențială așa de puternică încât se făcuse niște băltoace în care copiii înotau. Deci toată șoseaua era acoperită de apă și acolo unde erau denivelări erau bălți și copiii puteau să înoate acolo. Și am plecat pe casă când s-a mai liniștit și bătea vântul puternic, zburau frunzele peste tot, copacii se înclinau și când am ajuns în dreptul acestei statui la parc, am simțit că sunt privit și mi-a tras ceva atenția care era deasupra blocului și când am ridicat ochii era o formație de OZN-uri în V, care în momentul în care m-am uitat la ele s-a auzit un țac, un țic și a pornit după aceea un curit și niște lumini care erau pe partea de jos a aparatelor. Ele stăteau fix în aer, pluteau. Pe de altă parte, la diferite nivele, până în străfundul cerului se vedeau alte OZN-uri, dar erau răzlețite. Sute de OZN-uri erau acolo. Și în clipa respectivă, când m-am uitat în față, am văzut că vin doi tineri și am făcut un pas ca să merg să ies din zona respectivă, ca să merg în întâmpinarea lor să-i întreb dacă se pot uita, dacă văd și ei același lucru. Dar în momentul în care am făcut un singur pas, am ieșit din zona respectivă, m-am întors să văd dacă mai erau OZN-urile acolo, nu mai erau. Deci nu mai avea rost să întreb nimic. Și m-am întors înapoi și nu s-a mai deschis. Domnul Farcaș, domnul profesor Farcaș spunea că este fenomenul OBI. Se deschide un fel de portal, un culoar. Se deschide un culoar în care, de obicei, OZN-urile merg pe culoare de genul acesta pentru că acolo nu sunt supuse gravitației. Din cauza asta ei pot să aibă accelerații foarte mari și merg pe asemenea culoare. Nu știu prin ce modalitate ei le deschid. Asta a fost toată experiența, a fost ciudată, într-adevăr, și surprinzătoare. Ziua în amiază mare. Da, și vezi că, uite, încă o dată, ele se relevă doar cui se permite să le vadă, cine are acces. Dar de ce vin ele? De ce? Ce fac? Ne observă? Nu știu, că și acum o lună de zile am pățit chestia asta, mi-am luat aparatul ca să l-am încărcat, un aparat care avea zoom, și să văd cum face el fotografii noaptea. Și m-am dus la bucătărie și am deschis zoom-ul și am mărit, adică de la distanță mare, și când am făcut țac, m-am uitat în aparat, am văzut, era un OZN care stătea oblic deasupra blocului din fața mea, un bloc care este puțin mai la distanță. În momentul acela am simțit din partea celor care erau în aparatul respectiv o tresărire. După tresărirea aceea a plecat foarte rapid și l-am văzut undeva în partea dreaptă ca o lumină intensă. Deci sunt. Nu știu dacă el apar pe radare, pentru că ei au diferite modalități de deplasare. Ți-am spus că se deplasează și pe culoare și nu știu dacă culoarele acelea sunt vizibile. Este vorba despre culoare mentale. Adică, spre exemplu, este spațiul acela paralel. Ca să poți să ai un spațiu, să deschizi un spațiu la cealaltă, să fii foarte liniștit în tine, în interiorul tău. Și atunci poți să-l deschizi. Da, să fii conectat cu sufletul tău.
altfel, dacă ești în minte agitat, toate trec pe lângă tine. Pot veni darurile, dar nu le vezi, nu le auzi. Dar probabil că poate tu ești unul de lor și intră în conexiune cu tine și te supraveghează, văd ce faci, ce... A, să știi că au contact cu tine, deci dacă ești în liniște, au contact automat cu tine. Pentru că câmpurile se luminează și se întâmplă ca la când vine avionul pe aeroport noaptea și sunt balizele acelea care luminează. Deci încep să luminezi și te văd de sus. Eu m-am întâlnit cu ei doar în vis, de vreo 3 ori. I-am visat și au venit tot așa și foarte frumos. Sunt niște experiențe foarte frumoase. Da, mie mi se întâmplă și Shangri-La doar în vis. Da, îi mulțumesc lui Dumnezeu că se întâmplă și acolo, pentru că e lume minunată. Deci fenomenele astea senzoriale pornesc numai în stare de pace profundă. Când omul este dezinteresat, neatent la lumea exterioară, numai atunci. Da, și ce am mai observat în ultimul timp, adică de vreo 2-3 ori am observat lucrul acesta, caut anumite lucruri, da? Deci caut și mă duc în locul respectiv unde știu că le pun de obicei, nu sunt acolo, mă duc, caut prin toată casa și așa și mă întorc și găsesc acel lucru exact acolo unde am fost mai devreme și am căutat. Să știi că dacă ești în pace și în liniște, toate sunt potrivite. Da. Deci pacea este de obținut prima dată. Dar pacea probabil poate mi s-a întâmplat de mai multe ori, dar nu mi-am dat seama. Și acum am fost atât de sigură că nu a fost o iluzie a minții, că am fost foarte, foarte conștientă de acțiunile pe care le-am făcut și știam sigur că acolo m-am uitat și nu era. Și după aia am găsit acel lucru și mi s-a întâmplat de vreo 3 ori. Deci e pasul spre... foarte frumos de materializare. Eu m-am bucurat. Pentru mine e un pas. Da, mai vrei să mai adaugi ceva despre experiența asta? Că o să ne în general. Da. Trebuie să nu te bazezi pe exterior, pe lumea exterioară, să nu iei așa de mult în serios. Să fii dezinteresat de ea. Asta este totul. Noi funcționăm de obicei ca ego și ego este cel care se supără și se înfurie. Dar noi nu suntem ego. Aici este problema noastră. Iar pe de altă parte, ego-ul înseamnă diavolul și înseamnă iadul. Deci suntem în stare de pericol. Fiecare, în fiecare clipă, când funcționăm după interesele ego-ului. Da, deci noi atunci nu mai suntem umani. Vreau să discutăm un subiect care probabil va ajuta foarte multă lumea. Așa, printre Shangri-La discutăm și chestiile astea. De acei oameni agresivi, da, care schimbă cursul mai multor oameni, care apar, cum trebuie să te comporți cu ei, da? Dacă tu ești pe calea iubirii, ești, parcă cu cât ești mai bun și mai răbdător și mai iertător, parcă lumina ta agresează, nu știu, parcă deranjează. Există astfel de oameni? Și cum da, trebuie să te comporți? Sigur. Sunt două lucruri aici, două sisteme. Prima dată, tot ce vine din față este din tine. Asta este un sistem care este... Un model care este frecvent la majoritatea oamenilor și mai este un sistem la cei care sunt pe cale, aceia sunt verificați și sunt verificați în modul acesta prin agresivitatea exterioară. Când apare agresivitatea exterioară, singura soluție pentru ei este să-și mărească și mai mult calmul interior, să intre într-o pace și mai profundă, pentru că numai liniștea îi poate apăra. Și pe de altă parte, din liniștea respectivă îi pot să inverseze tot ce vine din față. Adică, spre exemplu, am fost confruntat de două ori, am povestit de două ori doi colegi s-au transformat în ființă întunecată în fața mea. Ei nu mai vorbeau, ci vorbeam cu individul care îi conducea din interiorul lor. Deci maxilarul lor era blocat. Ei nu mai mișcau gura. Limba, deci vorbeam, erau ca niște roboți, parcă erau posedați, știi? Da. Vorbeam cu cineva din interiorul lor și îi răspundeam pe dos. Deci mi-am păstrat calmul și liniștea pentru că eram ignorant. Deci sfânta ignoranță te ajută în situațiile acestea. Oricum, asemenea situații nu vin decât la cei care sunt desprinși pentru o verificare mai puternică. Și le răspundeam pe dos și de obicei îi enerveam. Și a doua oară, diavolul mi-a zis, de data asta ai scăpat, dar voi reveni. Da. Deci ei nu se opresc niciodată. Sunt extrem, extrem de puternici. Noi numai prin smerenie putem să le facem față. Exact. Iar pe de altă parte, ei vin din față prin oameni.
Din Asta am timpul vrut să zic, că apar în călătoria ta, poate apar sub forma unui om pe care ajungi să-l îndrăgești și să facă parte din viața ta și de fapt îți dai seama că stai lângă un diavol, de fapt. Chiar stai lângă un diavol și îți vin atâtea provocări și atâtea provocări, că vorbim despre acea parte în care nu este vorba ce vine din tine, ci despre acea testare divină. Că tu ești bun la maxim, ești bun la maxim și tot ești bun la maxim și de ce ești mai bun la maxim, de-aia se înfurie și mai tare, și mai tare și cu o mai mare agresivitate. Și până la urma urmei, dacă tu nu reușești să schimbi, da, tu ești bun la maxim și nu dai feedback la fel, ce e de făcut? Mai stai în situația aia sau pleci? Cum să faci? Cum să procedezi cu un astfel de om? Dacă nu se schimbă. Am fost în situația aceasta, eram la plafar și eram sâmbătă, când nu venea oameni deloc. În ziua aceea nu venise nimeni. Și odată a apărut în fața mea o femeie extrem de frumoasă. Era o frumusețe cum nu se poate găsi pe pământ. N-am văzut așa ceva. Zâmbea și mi-a zis, în momentul în care a apărut în fața mea, în spatele ei s-a făcut negru. Deci erau blocuri, era cerul și nu s-a mai văzut cerul sau blocurile. S-a făcut un spațiu negru, un hău, așa, în spatele ei. Și eu mi-am zis imediat că fii atent în casă este moartea. Așa mi-am zis în clipa respectivă. A zâmbit și am încercat să mă ridic, să închid geamul, să o împing, să fac ceva. Dar n-am putut să mă ridic de pe scaun. Deci mă fixează pe scaun. Și pe de altă parte nu mai aveam vlagă și pornise din mine viața să mi-o scoată. Deci pleca viața din mine ca un fel de cordon și se ducea pe ea și mi-am dat seama că mă seacă. Și mă stoarce de viață. Și că nu am cum să reacționez. Deci reacția m-a distrus. Un singur lucru am făcut. Am cedat. Da. Am cedat. Deci nu aveam altceva de făcut. Deci diavolul nu poate să fie învins decât prin acceptare. Adică îi dai dreptate întotdeauna, nu te confrunți cu el, că dacă te confrunți devine mai puternic, îl încarci cu energie și doar cedezi, e singura soluție, alta nu există, accepti. Și atunci a zâmbit, mi-a arătat cât de puternic este imens de puternic, este imens. Deci numai smerenia îl poate opri, smerenia, dar asta trebuie zi de zi. Să nu îți urmărești binele tău, tot timpul da. Să-l cedezi, ca să te duci în fundal și smerenia asta în prezența lui Dumnezeu, deci numai prezența divină, nu l-aduce, că altfel ți l-aduce în față. Sub un om care te deranjează, te umilește. Da. Deci tu când accepti umilința acela este rău. El de fapt te îndumnezește. Capacitatea de a accepta înjosirea este raiul. Deci dacă accepți când cineva te calcă în picioare, te scuipă sau te bate și tu nu reacționezi, acela este raiul. Deci o verificare maximă. Noi suntem la examen aici, nu e de glumă. N-am venit să ne distrăm în lumea aceasta. Noi suntem la examene ca să... Deci lumea de aici, comportamentul de aici ne dă poziția în lumea de dincolo. Deci noi am venit așa pentru dincolo. Deci m-ai făcut fericită. Înseamnă că am luat un mare examen. Da, examene dacă nu reacționezi. Da, mă bucur pentru că am trecut. Și știi ce mai faci? Nu mai dai voie în viitor să vină în continuare, să nu se repetă. Se repetă până înveți lecția asta de acceptare. Da, da, da. Și dacă tu nu mai reacționezi și accepti și așa, nu o să-ți mai vină realitatea ta pentru că ai înțeles acea lecție. Da. De altă parte, ei vin pentru că vin și din programele celor care au fost înaintea noastră. Părinți, bunici, străbunici sau noi în alte vieți. Și îți vin din față. Pentru că alea sunt acolo, zice și în Vechiul Testament, voi pedepsi copiii pentru răutatea părinților până la 4-a generație și voi ierta până la 1000-a generație. Deci asta se întâmplă. Da. Da, pentru că ai dreptate, Marius, pentru că eu simțeam, adică sunt conștientă și sunt onestă cu mine, știu ce fac, știu ce e în mine și simțeam că ceea ce se proiectează asupra mea, măi, parcă nu mi-aparține, nu e din mine, n-are legătură cu mine. Și atunci clar m-am gândit, zic, opa, aici sigur e ceva din memoria timpului, vreun program, ceva activat devine și cu atâta înverșunare și cu atâta agresivitate. Și mi-a luat cam o jumătate de an treaba asta, deci cam o jumătate de an m-a ținut prins așa foarte... Da, eu zic că am trecut examenul cu brio.
Da, e foarte important, Marius, să discutăm lucrul ăsta pentru că ajută foarte multe suflete. Să știi și la Shangri-La de data trecută, episodul 5, când ai povestit ce se întâmplă cu îmbrățișările, cu sărutul, cu bărbații care nu ne cunosc, care așa. Deci am primit o grămadă de mesaje de la foarte multe femei care ți-au mulțumit pentru că ai împărtășit asta și uite să discutăm și în tabere, să spunem, să vorbim despre asta. Da. Mergem mai departe, Marius, iară la o experiență deosebită care te-a dus în Shangri-La, în viitor. Ce ai experimentat în Bosnia-Herzegovina când ai fost atunci? A fost interesant, a fost într-o excursie în Serbia, Muntenegru și Croația și Bosnia-Herzegovina. Imediat după Revoluție, înainte de război, cu un an de zile. Și urma să vizităm orașul Mostar, care era la 20 de kilometri de șoseaua principală, lăturalnic. Și ne-am oprit la o benzinărie care era acolo la intersecție. Când am coborât din autocar, în aer se simțea miros de praf de pușcă, iute, ca și când acolo s-ar fi tras foarte mult. Nimeni nu simțea lucrul ăsta în afară de o femeie, o doamnă în vârstă, pentru că oamenii care sunt în vârstă sunt jumate destrupați. Și fiind destrubați, sunt deschiși la lumea de dincolo și au această capacitate. Și doamna s-a dus spre magazinele de la benzinărie și m-am dus în spatele, spre spatele benzinării să mă uitam la câmp. Și deodată aud un scârțit puternic de frână în partea stângă. Când mă întorc, ăla a fost momentul de intrare în viitor. Momentul în care a scârțit, dar eu eram foarte liniștit, deci liniștea este cea care te duce și suportul a fost mirosul de praf de pușcă. Deci trebuie un suport, ca să poți să călătorești în trecut sau în viitor, îți trebuie un suport. Poți să fie și imagini, dar, spre exemplu, pentru trecut. Iar pentru viitor o anumită persoană, deci să vezi o fotografie sau să o ai în fața ta și apoi pe suportul respectiv te poți deplasa. Dar trebuie să fii în pace și în liniște. Și când m-am uitat, era un camion din ăsta de armată, din cabină a coborât comandantul, a început să țipe la soldat, să dea niște lăzi foarte mari jos, mai mari decât lăzile obișnuite de cuvulanțe, deci acolo erau niște obuze. Cu mare greutate, patru soldați au putut să le dea jos, așa. După aceea, când m-am întors pe câmpul care înainte era gol, acum era plin cu tunuri de obuze foarte mari și vânzoleală mare de soldați și comandanți în spate care, când au ajuns, au adus obuzele respective, comandanții strigau, țipau la soldați să încarce tunurile. Și acolo, în locul unde mă uitam eu, la tunul respectiv, soldații erau în vârstă, erau peste 50 de ani ca vârstă și le venea să plângă că nu vreau să execute ordinele, să tragă în frații lor. Și unul dintre comandanți a scos pistolul și i-a amenințat cu pistolul. Asta s-a întâmplat de clipa respectivă. Și nu știu ce mi-a venit, mi-am întors capul. Când am întors capul să mă uit din nou la camion, n-am mai văzut camionul. Deci această întoarcere a capului a fost intrare și ieșire din viitor. Că războiul urma să se întâmple peste un an de zile. Stai să vezi. Și n-am mai văzut camionul și am văzut autocarul. Apoi m-am întors spre câmp și n-am mai văzut tunurile, era câmp. Și atunci mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva, o călătorie, dar nu știam unde. Deci eu nu știam că urmează să se întâmple un război, habar n-aveam. M-am urcat în autocar și am întrebat oamenii dacă au simțit miros de praf de pușcă și n-a simțit nimeni. Bun, asta și a trecut. După un an de zile, ca din întâmplare, am luat telecomanda și am deschis televizorul. Și am nimerit la telejurnal. Era sâmbătă, parcă țin minte, și am nimerit exact pe momentul în care camionul a frânat. Eu nu m-am văzut în scena respectivă, dar era exact scena pe care eu o trăisem. Am văzut tunurile respective, soldații care alergau pe acolo să încarce tunurile.
Deci pare o coincidență, știi? Dar mi s-a arătat că de fapt eu am fost în viitor și atunci mi-am dat seama că de fapt am fost în viitor. Călătoria este simplă, se poate face. În toate cele patru cărți am explicat cum se pot face asemenea lucruri, deci călătorie în timp, în alte vieți, toate lucrurile astea sunt posibile, dar condiția esențială este să fii într-o liniște profundă și dezinteresat de a câștiga, de a avea, de a aduna. Mi s-a întâmplat și mie, apropo de mirosuri, când lucram înainte și plecam foarte devreme dimineața, toamna, dar mi se întâmpla, cred că de săptămânal lucrul acesta, simțeam mirosul ăla de toamnă și vedeam frunzele frumos colorate și mi-apăreau imagini dintr-un parc din America, dar atât de viu n-am fost în viața mea în America, eu nu sunt pasionată de America. Și știam sigur că este America și un parc foarte frumos, toamnă, așa, dar nu vedeam pe nimeni, doar băncile și copacii și simțeam mirosul. Deci am trăit experiența asta, cred că de vreo 10 ori, cred că am experimentat una. Foarte frumos. Eu am pățit-o cu radio. Pentru prima dată când mi-am dat seama că pot să călătoresc la distanță sau în timp, a fost când s-a anunțat la radio moartea unui președinte și a unei actrițe și în momentul respectiv m-am trezit acolo. Deci instantaneu m-am trezit. Deci trebuie un suport ca să poți să călătorești. O informație, ceva. Și vreau să dau aici încă trei experiențe, cum am mai dat, trei metode, sau cum, nu știu cum să zic, trei exerciții, Da. așa care se pot face pentru a crește sensibilitatea și Notăm. puterea interioară, liniștea interioară. Spre exemplu, oglinda, flacăra de lumânare Da. și mai încă una care o să povestesc. Să pornesc cu oglinda. Da. Te uiți în oglindă. Eu aveam acasă o oglindă mare, era venețiană, într-adevăr, nu știu care, ce se întâmplă la oglinzile noastre obișnuite, dar era o oglindă care era făcută cu argint. Deci era foarte, foarte clară. Și încercam să mă uit în ochii mei astfel încât să nu clipesc cât mai mult timp. Și făcând asta, venea un moment în care îmi cădeam mintea, uitam cine sunt eu, deci nu aveam control asupra mea și atunci intram în oglindă și deveneam imaginea din oglindă. După care din oglindă mă uitam la cel care era în afară. Și sentimentul era foarte ciudat. Când am fost în afară, m-am mișcat, mi s-a părut ciudat, m-am mișcat, așa m-am unduit, iar cel din oglindă nu s-a mișcat. Și invers, eu fiind în oglindă, m-am mișcat și cel care era în fața mea nu se mișca deloc. Deci era o dezidentificare. Ce ai făcut asta ziua asta sau noaptea? Ziua cu ochii deschiși. Deci încercam să mă uit astfel încât să nu clipesc și să nu plâng, să nu curgă lacrimi. Da. Și făcând asta zi de zi, am obținut la un moment dat, din coloana vertebrală a pornit un curui, s-a dus pe vârful capului și chiar în vârful capului am intrat în acel spațiu de punct aurit de fericire care acum era deasupra capului meu. Și într-o stare de extaz care a început să sfârie așa, ca și când ai pune uleiul pe tigaia încinsă. Și pulsau, străluceau așa și pulsau. Era o stare de extaz. Nu știu cât stăteam dar știam cum se face și o căutam starea asta mereu. Același lucru se poate face și cu lumânarea. La lumânare țineam un post cu apă. A mine s-a întâmplat în 3 zile, dar nu știu la alții cum este. Da. Și uitându-mă seara pe întuneric la lumânare, vine tot așa încercând să nu lăcrimeze ochii și să mă uit cât mai fix, vine un moment în care scade mentalul și atunci te dezidentifici și devii flacăra de lumânare care se unduiește așa foarte frumos. Este foarte plăcut să fii flacără. Așa, și te uiți la cel din fața ta care este fix, nu se mișcă. Asta sunt două și mai este una interesantă, să iei o frunză de pe lin și să pui în ea 3 căței de usturoi, să pui sub pernă. Și când te culci noaptea, visezi, te duce în alte spații. Sau dacă îți pui o dorință să vezi ceva, te duce acolo unde vezi. Oh, ce frumos! Asta chiar e cea mai simplă. Da. Se mai poate face cu zahăr și cu sare. Ia, să o auzim și pe aia. Deci,
N-am făcut așa ceva, dar știu că se poate. Deci, când se pune sare sau zahăr pe pieptul cuiva, poți să călătorești în timp și să vezi lucruri despre persoana respectivă, dar nu am făcut asta. Deci, pot, de exemplu, dacă eu vreau să călătoresc, îmi pun când seara înainte să mă culc? Da, sare sau zahăr. Dar nu am făcut, n-am practicat, deci nu am o certitudine. Hai că o să încerc eu și îți povestesc, da? Și îmi pun pe inimă, pe piept îmi pun sare, da? Și adorm așa, sare sau zahăr. Da. Ok. Încerc și cu sare și cu zahăr, să văd unde mă duc. Dar cea cu pelin nu se poate. Uh-huh. Păi cea cu pelin nu ai experimentat-o? Nu am experimentat-o, dar cunosc pe cineva care a experimentat-o și funcționează. Uh-huh. Da. Apropo de asta, Marius, bunica ta, nu? Avea și ea daruri de genul, nu? Da, avea această capacitate. Ce frumos! Înseamnă că este posibil, știi, să fi primit și de acolo moștenire. Știi cum primim noi, că noi primim ca moștenire, nu numai ca armă, să spunem, putem să primim ca moștenire de la stăpânii noștri, de la înaintașii noștri. Sigur, sigur, se poate, da, programe. De fapt, noi suntem o sumă de programe. Da, care le împărțim noi în polaritate. Da. Da. Foarte frumos. Le ștergem pe altele, le amplificăm. Da. Mai, da, verificările astea ale divinului sunt foarte așa, sunt cele mai tare examene, să spunem așa, și te verifică, dar nu te lasă până la ultimul fulg. Te verifică și parcă de ce înaintezi așa, parcă tot mai multe îți vin, tot mai... Știi că liniștea este de obținut. Dacă reușești, da, să obții o stare de liniște, de aia se obține zi de zi, adică mereu să nu-ți cauți binele și ușor și plăcutul. Și atunci te duce, te aruncă în fundal. Da, și ai starea aceasta de desprindere. Da. Adică, pardon, să fii dezinteresat de a câștiga și de a avea. Da. Să fii dus cu pluta, pentru că toți cei care sunt acolo la prag sunt proști. Trebuie să se înțeleagă, deștepții nu urcă. Deștepții, cei care cred că sunt grozavi și inteligenți și au de toate, și sunt deștepți, nu au cum să urce, pentru că bariera este inteligența. Inteligența este materie, este minte. Au o minte zdravă, tu trebuie să nu ai minte ca să poți să fii cât mai desprins. Spre exemplu, foarte ușor putem asemui starea aceasta de desprindere cu starea de lapsus. În starea de lapsus, omul nu mai are conștiința de sine, nu mai știe cine este și nu mai știe ce privește în față. Și vede totul frumos. Vede că din tot ceea ce vede în fața lui, răsare lumină. Și în gunoi, și în tot ce e urât, nămol. Deci îl vede frumusețe peste tot. Deci aia este starea noastră adevărată, acela este sufletul. Deci își vede, se vede pe sine, își vede sinele în afară. Astăzi am avut o experiență foarte frumoasă cu o doamnă cu care lucrez eu prin pictură, că știm că pictura e vindecătoare. Și are și doi copii autiști și când am cunoscut-o eu, când am început acum câteva luni să lucrez cu ea, era foarte abătută, cenușie la față, împovărată și așa. Și astăzi când am lucrat cu ea, dintr-o dată așa s-a simțit o schimbare în câmpurile ei și mi-a spus, zice, nu știu ce s-a întâmplat cu mine, dar zice, am ajuns să iubesc tot. Cum adică să iubesc tot? Să merg pe stradă și să-i văd pe oameni și să simt că iubesc, să iubesc copacii, zice, cred că am înnebunit, dar eu sunt fericit. Așa, deci se vedea lumina în ea și se vedea, Doamne, deci atât de mult m-am bucurat și mi-a spus că starea ei, acum se răsfrânge și asupra copiilor. Copiii amândoi cu un spectru autist sever, amândoi au început să dea rezultate, să fie mai fericiți, să fie mai receptivi, mai calmi, să nu mai fie atât de nervoși. Îți dai seama, doar pentru ceea ce face mama. Și am început prin pictură mare, deci prin pictură. Îți dai seama ce frumos, cât de mult ajută și cât de mult susține. Și m-am bucurat că, na, când vezi că oamenii se schimbă și se vindecă, te bucuri cu întreaga ființă. Bine, mergem la următoarea experiență, care este tot despre OZN-uri. OZN-uri la mare.
Da, mergeam la Mangalia, am impresia, și în tren. Mi-a venit în minte ce ar fi dacă aș vedea acum un OZN. Erau cabinele același, știi, și cu culoarul în partea Da. dreaptă. Și n-a trecut mult timp, 5 minute, și când m-am uitat pe geam, foarte aproape de mal, deasupra mării, era un obiect lenticular care semna cu o pălărie, părea din aluminiu. Deci era metalic, bătea soarele în el și lumina puternic, strălucea puternic tabla aia lui, care stătea pe loc deasupra mării, foarte apropiat de mal. Era extrem de mare. Și pentru că trenul s-a mișcat, el a rămas după tren. Am sărit, stăteam lângă culoar, am sărit printre picioarele oamenilor. Și am vrut să țip, să zic, uitați ce este acolo, dar m-am tot uitat și n-am văzut absolut nimic. Apoi am început să mă gândesc eu ce am văzut. Am văzut ceea ce a fost produs de mintea mea sau a fost în realitate? Aceea și întrebarea pe care mi-am pus-o când am fost în armată la anul de măturică. Poate că aceea era aici dinainte sau eu am produs-o? Pentru că noi aici nu știm, noi creăm realitate. Deci a fost și doar faptul că mi-a venit în minte faptul că ce ar fi să văd un OZN și atunci a apărut OZN-ul. Nu știu dacă l-am văzut numai eu, am spus că ei apar și pe culoare de spațiu paralel, care nu poate fi văzut decât de oamenii care sunt desprinși. Și deci probabil că ceilalți nu vedeau nimic. Deci trebuie să fii detașat ca să poți să vezi lucrurile astea. Da. Dar care este scopul lor? Ei sunt ființe de lumină? Sunt. Ei provin tot de pe pământ, sunt ființe care au luat o direcție inversă, direcții acestea științifice și tehnologice, au dezvoltat capacitățile interioare foarte mult și puterile pe care le avem fiecare din noi. Pentru că ceea ce au făcut ei, spre exemplu, ei se deplasează cu viteze foarte mari și erau pe planeta respectivă, ca am povestit data trecută, eu fiind un copil la școală, la liceu, am ajuns și eu pe planeta lor foarte ușor, deci capacitățile care le au ei le avem și noi. Numai că nu știm. Și de ce nu știm? Pentru că preocuparea exagerată pentru a câștiga și a avea, pentru materie, pentru exterior, este blocajul. Asta este piedica. Deci preocuparea exterioară. Trebuie să ajungi clipă de clipă să fii dezinteresat de a câștiga și de a avea și atunci începe dezvoltarea acestor capacități deosebite, care sunt de fapt natura noastră. Pe de altă parte, ai și se obțin niște puteri incredibile, în sensul că îți dai seama că tu poți să creezi tot ceea ce vrei tu. Cum povestea Mircea VII, că în anumit moment a făcut un exercițiu să vadă dacă se poate. În fața lui s-a produs un accident și un câine a fost zdrobit de o mașină și ființa lui supremă din el, Cristul din el, zicea el, i-a spus dacă poți să refaci acest animal. Și în fața lui, animalul respectiv a început să se refacă. Adică sângele să intre la loc, organele distruse la fel și să se refacă. Deci asta înseamnă că se poate. Sau un prieten de-al lui a spus că în momentul în care ținea acel post de 9 luni de zile numai cu apă, a spus că a făcut un exercițiu, a văzut o crangă pe jos și a zis, uite, cranga asta va fi un șarpe. Și s-a transformat în șarpe. Deci, erau duminica, nu mai aveau nevoie la atelier de superglu și totul era închis. Și unul dintre colegii lui s-a dus în oraș și el s-a exprimat și a găsit un magazin deschis unde a găsit o cutie și a luat-o pe toate cu superglue. Nu, a creat lucrul acesta. Deci noi în stare de desprindere, noi creăm realitate foarte rapid. Dar și în stare de prindere creăm. Dar creăm o realitate a egoului. Adică ce și închipuie. Deci ego-ul va genera întotdeauna adversitate, dușmani. Adică viața ei se va opune. Dar este tot o creație a egoului. Deci întotdeauna voia noastră va fi, Dumnezeu îi se va împotrivi. Deci noi, ca să putem să ne fie bine în viață, trebuie să nu vrem. Să nu vrem cu totul. Și atunci
Îl lași pe divin să-ți dea ce crede el de cuvință când crede el de cuvință. Și numai acele lucruri vor rămâne. Păi pe noi ne interesează să rămână. Da, Pe când dacă folosim voia noastră, noi putem obține forțând anumite lucruri, dar le vom pierde. și nici nu sunt benefice cele care Da, și nici nu te bucuri de ele. Adică vin. vrei, omul vrea să-și mai ia o mașină, că îi place o altă mașină, dar până la urmă nici asta nu-i va mai place. În scurt timp se va plictisi și de ea. De ce? Pentru că nu a venit în dar. Numai ceea ce vine în dar rămâne. Adică că nu vrei. Atunci bucurie maximă. Deci tot ceea ce obții prin ego nu te poți bucura. Absolut nimic. Și atunci când tu materializezi așa în armonie și cu ușurință tot ceea ce îți dorești, Atunci când adică... nu vrei nimic, atunci materializezi ușor. Nu că materializezi tu, ci îi dai voie Dumnezeu să... Și nu Da, știi ce păi să facă ca să Dumnezeu. te facă mai fericit. Da, Dumnezeu face asta prin tine, că până la urmă urmei tot Doar ceea ce se prilejuiești. întâmplă prin tine Da. este al lui. Singurul lucru, singura puterea noastră este de retragere. Deci doar noi ne retragem. Noi nu facem nimic, nu putem face nimic în lumea aceasta, doar ne retragem. Și când te Wow. retragi, atunci lucrurile se întâmplă în modul cel mai armonios posibil. Deci Deci noi ca aia doar schimbări. atâta ți aparține ție. Da, doar Atât. retragerea. Retragerea. În rest totul vine prin tine Nu, de când la... intervii, vei pierde. Poți să obții ceea ce vrei tu cu forța ta, cu ego-ul tău, dar vei pierde. Omul își pune în gând să-și facă o casă, dacă nu și-a terminat casa, a murit. Pentru Da. că el a pus un țel din lumea aceasta. N-ai voie să pui țelul din lumea asta. Țelul trebuie să fie dincolo de lumea aceasta. Niciodată din lumea aceasta. Da, A și... făcut casa, s-a destrămat familia. Și nu Da. știe de ce. Pentru că omul își pune țelul din lume. Lumea este secundară și nu face decât să-ți ia din viață. Nu este primordială. Deci nu poți să faci totul pentru ea. Cel mai bine e să te lași și să lași să vezi ce-ți trimite el. Ce... Sau dacă ai dorințe, știi cum mai vorbeam noi, Marius? Când ai o dorință, îți vine acea dorință, ți-a venit, ai abandonat-o lui Dumnezeu și ai uitat de ea. Și după aceea te trezești că se împlinește într-un mod mult mai miraculos și mai frumos decât a conceput mintea ta de om și de la Da. sine. Să știi că adevărata putere este lipsa de putere. Deci oamenii care caută puterea lumii caută iadul. Deci să știe clar, toți oamenii care cred că avea funcții importante, avea de toate, mașini frumoase, case, bani să călătorească, ăla este iadul. Fără glumă, ăla este iadul. Și rog să citească Viața Morții și Desăvârșirea lui Ecear ca să vadă unde ajung. Deci nu lumea trebuie căutată, ci depășirea ei. Noi am venit aici să depășim lumea, am venit pentru dincolo. Nu să o dorim. Tot ceea ce vrei din lumea aceasta vei pierde. Da. Ea este ca o șaradă. Este doar ca să te sprijini pe ea și să nu o vrei. Că în momentul în care nu vrei, o urci. Omul nici nu știe, pentru că toată cultura noastră și i s-a ascuns lucrul acesta, deci de unii care nu au rai, nu au iad și nu au viață de apoi, da? Și din cauza asta omul nu știe că există o lume de dincolo. În condițiile în care, spre exemplu, sunt peste 9 milioane de mărturii scrise despre lumea de dincolo, în experiențe dincolo de moarte, de moarte clinică sau comă, accidente prin care au trecut oamenii și au ajuns acolo, sunt peste 9 milioane și ar putea să se strângă oamenii știință, să strângă această informație și să concluzioneze. Pe de altă parte, sunt și multe site-uri unde oamenii care au avut accidente de tot felul povestesc ce au văzut în lumea de dincolo. Deci este o realitate și trebuie să înțelegem că viața continuă și nu se termină aici. Și nu este de glumă. În momentul în care omul trăiește exclusiv în lumea aceasta, o pățește. O pățește rău. Da, Noi ne apropo uităm și de... apreciem pe aia care sunt bogați și mai departe, dar aia care sunt bogați sunt foarte jos în lumea de dincolo. Sunt în zona unde e suferință maximă. Apropo de materializare, o cunoștință de-a mea, un băiat care nu are legătură, nu a citit foarte mult despre aceste, adică nu știa, pe vremea nici nu știa ce se întâmplă, era în Italia și mama lui era în România, în zona Moldovei, foarte sărac, avea nevoie de bani de lemne și el nu știa cum să facă, că nu avea banii strâns să-i trimite să o ajute, dar cu atâta iubire el tot timpul a susținut-o de acolo cum a putut pe mama lui. Și să vezi,
A intrat ca într-o stare de vis, a țipit și s-a visat la el acasă în Moldova că avea banii și s-a dus și a dat mamei lui și i-a băgat sub un șervet din ăla la un bufet de bucătărie. Deci asta a durat câteva minute. Și apoi s-a trezit în șezut, s-a trezit și și-a dat seama că e în Italia și se gândea ce se întâmplă cu el, cum, ce a fost asta, a fost vis, a fost realitate. Și știi ce a făcut Marius? A sunat-o pe mama lui și a pus-o să se uite acolo, sub șervetul de la bucătărie, așa, și banii erau acolo. Și mama lui a zis, mamă, dar tu de ce glumești cu mine? De ce nu mi-ai spus că mi-ai lăsat banii aici de când ai plecat și așa? Deci îți dai seama ce s-a întâmplat? Deci ăsta a fost un fenomen de reportare și un băiat care nu știe absolut despre lucrurile astea. Dar bunătatea lui și iubirea lui, dorința de a-și ajuta mama, cât l-a susținut. Și apoi mi-a povestit că lucrurile astea au început să se întâmple în urma unui accident pe care l-a avut. Știi, un accident foarte grav în care au fost foarte mulți morți și el a scăpat. Și ca prin o minune a avut și foarte multe răni și la bazin putea să rămână paralizat și a fost în comă și în acea comă i-a apărut tunelul de lumină și vocea lui Dumnezeu care i-a spus să rămână aici pe pământ că mai are treabă de făcut. Și a început să vină fenomenele astea și un băiat simplu, vezi, din iubire, de a susține, de a ajuta, ce frumos să materializezi și creezi. Da, asta vreau să repet, că numai omul simplu, modest, smerit, da, că poate da, să, aproape prost din punctul de vedere al celorlalți, dezinteresat, numai acela este în zona cea mai de sus a Everestului lumii de dincolo, da, a prag. Numai aceea poți să ajungă acolo. Deci oamenii desconsiderați de toți, care nu pun la inimă nimica și iubesc pe oameni așa cum sunt. Da, deci se poate. Miracolul este în noi, doar să ne dăm voie să-l accesăm prin bunătate. O să mai fac o precizare aici. Da. Noi în 1800 de filme și în cărțile acestea scrise discutăm numai despre comportamentul individual. Când da, e vorba de un comportament de grup, la grup este o problemă, pentru că grupul se comportă cum sunt organele mădulare în corpul nostru. Deci tu trebuie să ai grijă de mădulare respectivă, că unele pot să decadă, să cadă ușor. Deci acolo nu mai există, cum să zic eu, comportamentul acesta că dacă vine diavolul în față, accept și cedezi și alte soluții nu ai și dai dreptate imediat. Nu. Acolo organismul trebuie, se comportă altfel. Ești, aparține pământului, organismul, și el în momentul în care are, spre exemplu, un ghimpe, ghimpele acela sau un puroi, puroiul trebuie scos. Deci nu se poate accepta. Deci individual noi putem, când avem diavolul un atac din față, putem să ne comportăm ca o ființă de lumină și atacul se oprește. Dar când avem un corp comun format din oameni, acolo trebuie să niște reguli, o atenție ca să nu permitem, cum să zic eu, ghimpelui sau puroiului să se întindă să pentru comoară. Comoară. Da, suntem în lumea materială aici și trebuie să fim atenți la organisme. Mă bucur că ai precizat asta, Marius, că asta aduce foarte multă claritate pentru mulți oameni. Nu se poate accepta puroiul pentru că gata, s-a terminat cu tine, faci septicemie și mor. Corect. Nu se poate. Deci, un grup este ca un organism și trebuie să-l tratăm ca atare. Da. Dar individual, dacă vrei să te distrezi cu diavolul și să exersezi cu el tot ce vrei tu, numai să fim atenți că este extrem, extrem de puternic și nu este de glumă absolut deloc. Da, mai bine îi spui pa, la revedere, nu. Iar, pe de altă parte, mai vreau încă o precizare să fac, oamenii care sunt, care urăsc, au furie, mânie și supărare, da, oamenii aceia sunt diabolizați. Adică furia, ura și mânia sunt corpul eteric al diavolului, adică sunt forma eterică a diavolului. În momentul în care cineva are mânie și furie, omul acela nu mai este uman. El nu da, mai este uman. El este o ființă a întunericului și se comportă ca atare. Deci trebuie să-l tratezi ca atare. Pe de altă parte, ego-ul vine și zice, da, dar ego-ul nu este și el o parte din Dumnezeu. Da, este un Dumnezeu pe vibrație joasă, dar până în momentul în care tu devii numai lumină,
atunci tratez lucrurile cu atenție, adică împarți în ființă divină și ego. Când te vei comporta ca Iisus, atunci nu vei mai putea fi diavol. Wow, ce claritate mi-ai adus, Marius, ce frumos! Deci, durează un timp. Da, da. Și mă gândeam, știi, la astfel de ființe, ți-am povestit experiența mea de aproape jumătate de an cu această ființă. Deci de câte ori vedeam agresivitatea aia și ura aia, știi cum îmi venea așa din câmpurile lui? Se va îmbolnăvi de cancer, se va îmbolnăvi de cancer. Nu știu de ce, uite, așa simțeam, Doamne, să dea Dumnezeu să nu fie așa. Dar de la ura aia, de la, nu știu, de la așa... Așa am venea, așa și ambii lui părinți au avut cancer și s-au vindecat, îți dai seama? Deci cred că e un program care vine de la părinți pe care l-a moștenit și în... Critica, să știi, critica e diavolul, deci și critica repetată începe să distrugă, e ca cariul în grindă, cariile, roade da. Tot și distruge. Da. Da, Marius, mai vreau să întreb, da, despre OZN-ul. Deci, ce sunt aceste ființe? Am vorbit, da? Ele, care e scopul lor? De ce ne apar nouă? Ne arată că ne protejează, ne oferă o protecție? Este o cale pe care noi nu avem și ne arată că există. Calea aceasta și este o soluție, pentru că e soluție divină, pentru că ei acolo trăiesc în nemurire. Deci, în spațiu paralel nu este supus timpului, deci nu există timp. Ei nu trăiesc în mental, timpul este minte. Deci, neavând minte, având o bunătate incredibilă, asta m-a impresionat la ei pe planeta respectivă, erau extrem, extrem de buni. Chiar îmi ziceam, aș vrea să văd pe pământ un duhovnic care să fie cu această, cum să zic eu, bunătate, această blândețe pe care o aveau, că era infinită. N-am văzut așa ceva niciodată pe pământ. Da. Deci ei practic fac parte din acele ființe nemuritoare, cum sunt și acele ființe din Bucegi. Da, exact. Ei sunt în aceeași grupă ca ei. Uh-huh. Și practic... Și trăiesc ei... în nemurire, da. Și influențează lumea de aici, dacă vor. Știi cum? În experiența aceea de la Severin, mi-au transmis în minte... telepatii, habalam, nu mă pricep, că noi suntem o civilizație de grad inferior și că ei sunt un fel de tutore pentru noi și trebuie să ne păzească de noi înșine, că suntem piromani. Adică suntem capabili să aruncăm planeta în aer, adică avem o inconștiență incredibilă. Da. Pentru că urmărim interesul propriu pe primul plan. Adică noi nu funcționăm ca o ființă comună. Noi nu înțelegem că suntem mădularele în același organism. Suntem o ființă comună și ne vedem separați. Când lupți pentru interesul propriu, te separi. Aici este problema. Și trebuie să faci tot posibilul ca în viață, dimineața până seara, în fiecare zi, să sacrifici binele tău. Și când faci lucrul ăsta, te compoți ca o ființă divină. Chiar, spre exemplu, când mergi pe jos, dar tu sacrifici binele tău și atunci nu mai ai eu. Și fără eu devii o ființă comună. Deci sunt 1000 de mijloace prin care tu să te simți ca o ființă. Când mergi pe scări, tu devii o ființă comună. Când mergi cu liftul, devii o ființă egoistă. Când stai jos, ești o ființă egoistă, când stai în picioare, când mănânci plăcinta, devii o ființă egoistă, când nu mănânci, devii o ființă comună. Deci noi în fiecare zi cădem și urcăm tot timpul. Da, vreau să spun, Marius, că nu mai beau cafea, gata, deloc. De data trecută ți-am povestit și mă simt foarte bine. Am renunțat și la prăjituri și mă simt foarte bine. Și aș vrea să le povestim oamenilor experiența atunci când mi s-a blocat laptopul și tot de ce, că am mâncat prăjitura, da? Deci eram, nu știu la cât, la episodul 4, da? Episodul 4, parcă din Shangri-La. Și au fost doi factori, că ți-am povestit, doi factori foarte importanti și esențiali. Primul rând, ținuta mea, cum am plecat la copii și cum am întors, că aveam oră de dans și am plecat îmbrăcată în iegări și cu un tricou, deci nu eram acoperită, nu deloc. Al doilea factor a fost că la copii a fost eu unui copil și am mâncat o felie de tort și când m-am întors înapoi de la grădiniță,
în ținuta aceea în care eram, am simțit, după aceea mi-am dat seama pe drum cum am plecat îmbrăcată și am simțit că foarte mulți bărbați se uitau după mine. Ei, asta m-a făcut să mă simt foarte prost, că nu m-am simțit confortabil, mi-a scăzut energia și cu tortul de la grădiniță și când am ajuns acasă și trebuia să fac link-ul ca să începem Shangri-La 4, laptopul meu a murit. De pe telefon, nu-mi permitea, nu-mi recunoștea propriul meu cont de Zoom, îmi spunea că nu mi-aparține. Și laptopul meu a stat așa 5 ore, fără să se întâmple nimic și după aia, când am întrebat viața cu ce am greșit, ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat acest lucru, ai văzut că după aia ți-am și scris că am conștientizat ce am făcut, dintr-o dată laptopul și-a revenit ca prin minună. Deci iată cum putem să blocăm prin conduită, prin cum ne îmbrăcăm, prin cum ne... Sigur. Da, da. Și mi-am totul dat ține, seama... Totul ține de energie, energia subtilă, adică energia subtilă este energie strategică care nu aparține lumii acestea, deci mâncarea, lumea nu-ți poate da această energie și se obține numai prin restrângere, înfrânare, înfometare și dăruire. Da. Și mi-am dat seama că, deși intenția mea n-a fost asta, că eu am plecat în grabă, m-am tras iegării pe mine, am plecat în grabă și așa, nu mi-am dat seama ce crez. Am sesizat doar la întoarcere înapoi, când acei bărbați se uitau după mine și efectiv simțeam cum îmi iau energia. Eu nu m-am uitat la ei, nu le-am dat feedback, dar a fost suficient ținuta pe care o aveam și m-a scos de energie. Lucrurile astea mici, adunate, sunt foarte periculoase. Binele propriu ne poate omorâ. Deci noi, dacă avem energia aceea subtilă de dincolo, este a înfrânării, binele acesta, adică dacă mai mult ne facem satisfacțiile decât să le restrângem, asta duce și la moarte. Deci este foarte periculos. Dacă ne prinde fără această energie subtilă, noi nu mai avem timp să ne ridicăm la suprafață și atunci se comandă extinția. Ce deci noi glumim, noi glumim cu o forță imensă, sufletul da, este o forță imensă și lumea, doar fiind de gradul 2, este creată, fiind de gradul 2, doar ia energie, ne ia și energie static. De exemplu, ai o mașină frumoasă, ți-a luat din energie, o casă mare ți-a din energie zilnic. Tot deci lucrurile trebuie să fie cât mai mici, cât mai puține, ca să nu pierzi viață. Da. Și ca să vezi printr-o chestie din asta, acum nu mi s-a permis să accesez cu ușurință Shangri-La, nu? Clar, mă opreau, mă blocau ca să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Da. Dar să știi că lucrurile astea sunt știute de mii de ani. De mii de ani oamenii s-au înfrânat, avia aceea din pustiul Egiptului, Patericul Egiptean, sfinții părinți, filocaliile, toți spun aceste lucruri, dar noi nu le citim. Și pe de altă parte este un popor în lumea aceasta unde 1 milion de oameni studiază la măsuță aceste lucruri de mii de ani și din cauza asta, după părerea mea, cea mai puternică instituție care există în lume este instituția învățătorului, depășește toate milioanele de bombe atomice, depășește toată puterea lumii acesteia, este cea mai puternică instituție pentru că ei au înțelepciune, înțelegere, tradiția este conservată în modul acesta. Și cunosc foarte bine legătura dintre om și Dumnezeu. Din cauza asta știu unde să apese. Din cauza asta ei ne desconsideră pe noi. Avem comori neprețuite în religia noastră și nici nu le citim. Da. Pe de altă parte, cu o brăznicie sărim împotriva celui care te îndeamnă la restrângere, la împuținare. În condițiile în care toți sfinții mari ai lumii numai asta au făcut, asta este rat. În momentul în care te restrângi, pornește înțelepciunea și ești inspirat de divin. În momentul în care omul depășește necesitatea, ți ridică voal pe față și el nu mai înțelege nimic și toate alegerile pe care le face sunt nepotrivite. Păi, Iisus, cum a fost prigonit? Nu? Ce discutam noi la început? Pentru blândețe, pentru iubire, pentru smerenie, pentru... Da, Iisus este și acum prigonit și nu e acceptat deloc. E cel mai periculos, pentru că în momentul în care nu te comporți ca Iisus, omul devine diavol. Automat. Deci când nu se împuținează, el devine diavol. În fiecare zi. El când alege ușor și plăcut, îl alege pe diavol. Că Dumnezeu este în direcție opusă, inversă. Adică e neplăcută. Ceea ce nu-ți place ție este divin. Da. Dar nu, eu nu cred. Foarte puțin, să zic, sub 1% din populația lumii este
deschise la această înțelegere și o acceptă. Majoritatea se duc chiar în zona de jos, în mea de dincolo, unde este scrin studenților. Din cauza asta i-am văzut în Iadul 2, acolo era aglomerație foarte mare. Deci majoritatea oamenilor concep viața ca o continuă adăugare de satisfacții la corpul lor și nu este asta. Iar îngerul meu, când am venit în viață, deci fiind în lumea de dincolo, nu m-am întrupat încă, mi-a zis la podul acela, uită-te la ei. Toată această lume merge într-o direcție complet opusă scopului pentru care a fost trimis și ei pe pământ. Deci noi nu am fost trimiși pe pământ ca să adunăm bogății, ci să nu adunăm bogății. Nu să câștigăm, ci să nu câștigăm nimic. Pentru că moartea este dovada. La moarte nu ia nimeni absolut nimic. Oricât de bogat a fost, oricât de lucru minunat a avut și de frumuseți, înseamnă zero. Mai mult, înseamnă piedică. Deci tot ceea ce a pus el pe primul plan aici... Înseamnă zero aici, dar sus greutăți. E greutatea. Deci o casă mare și frumoasă, el gata, nu mai poate să urce. O mașină frumoasă, el nu mai poate să urce. Este imposibil. S-a distrat o viață întreagă, a călătorit peste tot și s-a bucurat de toate frumusețele exterioare, sufletul lui s-a străcit. Păi uite, te vezi o mașină frumoasă, mă uit prin București, vezi ce mașini superbe, pentru mine înseamnă un suflet sărac, un suflet fără vlagă, fără forță. Deci cu cât e mașina mai mare, mai frumoasă, cu atât omul acela este mai fricos și mai este mai atașat de lumea materială. Deci va trebui să fie desprins cu forța. În Tao Te Ching, 6.000 de ani vechime, zice așa, oamenii care sunt atașați de valorile materiale vor avea o moarte brutală. Clar. Da. Da, dar uite, vezi că mai există și cazuri care susțin viața. De exemplu, uite, noi avem pe Alina la Brașov, care are dita mai în mașina și ne-a ajutat la tabără, m-a ajutat să cad toate materialele. Acum, pentru Zărnești, la fel, mă duce cu toate materialele. Există și acea grupă de oameni care au de toate, care tot dăruiesc, că din cauza asta au de toate, dar eu nu mă refer la grupa aceea, eu mă refer la majoritatea care sunt lacomii. Dar e bine că ai specificat că există și astfel de oameni, că uite, noi avem printre noi și chiar ne susțin în tabere și cu ocazia asta îți mulțumim, dragă Alina, că știu că o să ne asculți și tu și tatăl tău. Da. Mergem la următoarea experiență. Deci am lămurit-o cu extraterestri, sunt acei nemuritori, da, ca și cei din Bucești și probabil din multe alte locuri sacre de pe pământ, care de fapt ne supraveghează pentru a ne susține evoluția noastră, să ne o luăm foarte tare pe arătură, ne îndrumul pe calea cea bună când ieșim de pe drum. Dar și noi ajungem să fim ca și ei, să știi, în momentul în care noi devenim dezinteresați de a acumula și ne desprindem de material, atunci ajungem în poziția lor. Adică cresc capacitățile extrasenzoriale și trăim foarte frecvent într-o lume. Suntem aerieni, adică nu avem sentimentul că aparținem acestei lumi. Știu cum este și pentru asta ești... Desprinși. Ești foarte blamat că nu ești ești cu capul nor, nu ești pământean, nu ești pe pământ, revino-ți la realitate, revino-ți la realitate. Care realitate? La realitatea lor? Ego-ului, pe ăla-i diavolul. Da. Cunosc. Bine, mergem mai departe la o experiență foarte, foarte... Oamenii nu trebuie să se supere, că această informație nu se adresează tuturor. Se adresează celor foarte puțini. Uite, exact lucrul ăsta l-a pățit Alexandru Macedon. Avea ca învățător pe Aristotel și i-a venit să zică învățăturile, aș vrea ca această informație pe care mi-o dai mie să nu o cunoască toți. Și Aristotel a zis, împărate, nu-ți fie teamă, toată această informație este pe toate drumurile, dar nu are acces la ea decât cei care sunt pregătiți. Exact. Nu e nicio problemă dacă omul vrea să ajungă în iad, treaba lui. Perfect. Toate religiile și toate culturile au aceste informații, indienii au și chinezii și toată lumea, nu există cineva care să nu vorbească despre aceste lucruri. Deci materia trebuie să fie secundară. Aceleași concluzii sunt de mii de ani. Și știi că am mai discutat noi, Marius, că din potrivă noi acum, generația asta și ce se întâmplă acum pe planetă, avem și mai mult acces la informație, poate în vechime, în antichitate, poate doar cei sufletele inițiate, să spunem, că aveau acces la anumite informații pe care noi le accesăm acum cu o mare ușurință.
tocmai pentru a ne ajuta, nu? Și a ne susține, ni se permite. Sigur, sigur, sigur. Da. Și avem o energie mai mare acum. Dar pe de altă parte avem pericole mari, pentru că consumerismul ăsta și ușurătatea tehnică pe care a dus-o tehnica și tehnologia ne face să pierdem energie subtilă, adică ne omoară. Deci tehnica actuală, pentru că ne dă ușor, spre exemplu, mergi la un magazin, ieși de la metrou și ai două posibilități, ori mergi cu scările rulante, cu escalatorul, ori mergi pe scări. Majoritatea oamenilor, pe scări n-am văzut pe nimeni. Asta e diferența între iad și rai. Deci toată lumea se duce spre iad, merge cu escalatorul. Nimeni nu merge pe scări. Nimeni. N-am văzut. Poate așa în timp să fie unul, doi care să-și propună el să meargă pe scări. Dar trebuie să stai o oră în șir ca să găsești unul. Nu știu. Deci lumea aceasta se îndreaptă cu toată. Pe de altă parte, ea este fericită. Asta dorește. Majoritatea populației este înclinată spre viciu, spre plăcerile lumii. Și ea dorește această lume. În curând, spre exemplu, noua lume nouă le va oferi un lucru pe care l-au visat toți, să nu mai facă nimic. Se reduce săptămâna de lucru de la 5 la 4 zile, deocamdată, după care li se va da un venit minim garantat. Când oamenii vor sărăci foarte mult în curând pe ecrane și se vor înfometa, atunci li se va oferi un venit minim garantat în schimbul, spre exemplu, caselor lor sau a proprietăților lor. Și mulți vor fi fericiți pentru chestia asta. Să stea acasă, să nu facă nimic. Dar ei nu știu. În momentul în care omul are, este o ființă socială, relațională, trebuie să relaționeze. El decade. O să fie, o să dea în depresii, în tot felul de sentimente de suicid, pentru că trebuie să dai energie ca să te poți încărca cu energie. Dacă nu mai dai energie, mori. Deci este o altă metodă de extinție. Asta. De aceea să rămânem cât mai activi, indiferent de vârstă, nu cât da. Mai activ. Pe de altă parte, inteligența artificială și roboții la fel va scoate din funcțiune mulți oameni. Problema lumii care va veni este că nu va mai avea nevoie nimeni de oameni. Deci omul va fi problema. Dar el este în sine problema, pentru că el asta a dorit. A dorit fericirile corpului și nu a dorit greu, a dorit plăcutul și din cauza asta lucrul ăsta îl omoară. Deci din start se omoară singur. Nu văd soluție decât să, nu știu, să vadă că moare și poate la un moment dat să se trezească. Nu știu ce se poate întâmpla. S-ar putea să nu mai vadă deloc nimic. Deci asta este de fapt apocalipsă. Plăcutul și ușor e apocalipsă. Când plăcutul și ușor este pus pe primul plan, te-ai terminat. Și individual, există o apocalipsă individuală. Fiecare din noi, în momentul în care pui plăcere. Și din cauza asta, noi ca să ne salvăm individual, salvarea este doar individuală, trebuie să nu, în viața noastră, să nu mai căutăm plăcutul și ușor. Să căutăm greu și neplăcutul. Adică să mergi pe jos, să nu mergi cu mașina, să nu mănânci plăcinta, că nu aveai nevoie, să urci pe scări, să la serviciu, să sară în ajutor ceva, deci să alegi partea grea. Ce nu-ți place, ție este divinul. Și Mark Twain a fost întrebat care este soluția și el a zis, este foarte simplă, dar nu ne convine. Trebuie să faci întotdeauna ceea ce nu-ți place să faci și să faci ce nu-ți place să faci. Da. Să nu faci ceea ce îți place, să nu faci ceea ce îți place, să nu vrei ceea ce îți place ție. Pentru că ego-ul nostru vrea plăcere și plăcerea aceea e moartea. Pentru că tot ce e plăcut ne ia din viață, ciocolata doar mănâncă din noi, ne ia viață, ne omoară. Deci, eu am observat cu cafeaua 3 zile, da? Primele 3 zile, tendința mea era deci automatismul, să mă duc, ego-ul meu cerea. Atât de tare m-am înfrânat încât n-am dat curs și așa. Ei, după aia a venit acea plăcere și a bucuriei. Uite, am reușit să transced acest lucru și simțeam o altă energie în corp, o altă energie, parcă a puterii divine, că am reușit să nu mai hrănesc acea energie, acea care își cerea. Vreau să spun ceva aici, apropo de ce zici tu.
Noi folosim termen general, Dumnezeu, iubire, diavol. Da. Au o formă de generalitate foarte mare. Și concret nu știm ce este. Pe de altă parte, concret, există diavol, există Dumnezeu. De exemplu, Dumnezeu este cedarea ta, este acceptarea ta, dar identificările nu le facem cum trebuie. Dacă le-am face în modul... Deci greul, neplăcutul este, ce nu-ți place este divinul. Ceea ce îți place este diavolul și iadul. Dacă faci identificările cu aceste mișcări cotidiene pe care le practicăm noi, înaintea fiecare situație de viață, noi suntem puși în poziția ca la întrerupător. Ce alegem? Alegem pe Dumnezeu sau alegem diavolul? Diavolul este tot ce e plăcut și ușor. Dumnezeu este tot ceea ce e greu și e neplăcut. Ceea ce nu-ți place ție este divinul. Și ce alege omul? Întotdeauna alege iadul, deci diavolul. Deci când ești la metrou, ai între scară rulantă și scările obișnuite. Toată lumea merge pe scările rulante. Ce alege omul? Eu am avut în Shangri-La, am povestit și o să discutăm când ajungem acolo, experiența aceea, când am fost la CICA financiară și mereu mă respingea, de două m-a respins. Și mă duceam cu aceleași acte, dar altele nici nu aveam și nu înțelegeam decât de ce? Și m-am uitat în spate, ce făceam? Păi eu stăteam jos când veneam cu tramvaiul sau cu mașina, mergeam pe escalatorul acolo și mi-am dat seama că alegeam ușorul, deci alegeam respingerea. Singurul construiam. Și atunci, a treia oară, m-am dus cu aceeași acte, m-am dus pe scări, am stat în picioare sau am mers pe jos, mai țin minte, și când am ajuns acolo, mi-a dat aprobarea. Când mi-a dat aprobarea, am venit să zic, da, eu sunt același de data trecută și am același acte. Și acum am dat, nu puteți să mi le dai, mai ținut o lună de zile, degeaba. Deci asta este diferența. Deci noi alegem iadul, noi nu alegem divinul. Aici e problema noastră. Și din cauza asta ne facem o viață nefericită. Și viața te respinge. Și pe aceea ne plângem noi toată ziua că uite-te că nu am parte de nu știu ce. Din cauza asta nu ai parte. Pentru că alegi ușor și plăcută. Un coleg de-al meu, care i-am povestit chestiile acestea, trebuia să se ducă la comisie, la pensii. Se duce acolo, la fel, face ca mine, se duce cu tramvaiul, nu știu ce, și acolo îi respinge dosarul. Și îl cheamă a doua zi. A doua zi se duce cu același acte că nu avea, însă când a plecat de la comisie s-a dus 10 km pe jos și a doua zi a venit 10 km pe jos și a dat aprobare. Deci de aici vine. Trebuie să faci un sacrificiu, o jertfă. Toate religiile lumii au la bază jertfa. În momentul în care faci jertfă, te încași cu energie subtilă. Și energia subtilă e prezența lui Dumnezeu și El îți rezolvă orice situație. Deci trebuie să împuțineze ego-ul ăsta. Ușorul și plăcutul este ego. Înseamnă diabolizare. Deci omul trebuie să fugă de binele său, să nu-și caute binele. Să caute bine celuilalt, nu al său. Să ședezi ușor binele. Atâta timp cât nu ai golul aceea, nu ești puternic. Și în Tao Te Ching zice așa. Adevărata putere este lipsa de putere. Adică puternic ești numai când te lași pe tine. Deci cea mai mare putere obții în momentul în care faci golul acela. Gol de tine însuți ești cel mai tare, zice. Gol de tine însuți ești cel mai tare. Dar cine alege golul respectiv? Da, și cum să ajungi să le experimentezi. Mai zice așa în Tao Te Ching. Cine va urca, va fi coborât. Cine va coborâ, va fi ridicat. Trebuie să se înțeleagă, omul care se ridică, adună și să câștige, să aibă cât mai mult, el va fi coborât cu forța, nici nu se discută. Și lucrurile astea vin brusc și fără avertismente. În față este divinul. Divinul nu glumește. Divinul este iubire. Iubirea înseamnă sacrificiu de sine pentru ceilalți. Dumnezeu își sacrifică existența pentru noi, nu doarme niciodată, ca să respirăm noi. Deci el îți dă respirația. El îți administrează tot organismul, el te ține în viață non-stop. Ca să fii tu liniștit, să dormi acolo, să te bucuri. Știi? El se sacrifică pe sine. Să faci și în același lucru, asta este calea. Și nu numai, și ce se întâmplă în interiorul trupului nostru fără ca noi să facem nimic. Da. Și apoi eu cu brăznicie spunem, da, dar eu nu mă bucur în viață, eu ce fac? Când nu ai venit să te bucuri aici. Toată lumea aceasta merge într-o direcție complet opusă scopului, pentru că au venit de pe pământ. Eu înțeleg că nu se vrea nicio problemă. Vor vedea mai departe, fiecare va vedea ce pățește. Dar nu va mai putea face nimic. Aici se poate face ceva, acolo nu ai libertate, n-ai posibilitate decât să accepti. Toate răutățile pe care le facem noi celorlalți vor veni înapoi împotriva noastră și ne vor lovi. Singura posibilitate deși de acolo este acceptarea, ceea ce puteam face aici. Și n-am făcut. Da.
Da, acolo nu mai există, doar să ți se dea o nouă șansă să vii iară pe pământ și să o iei de la Se dă cap. o șansă acolo, în Da. zona aceea, până la fluviul de gânduri. Se dă o șansă, că este o lume care seamănă foarte mult cu lumea noastră. De aici sunt case, sunt cer, copaci, iarbă. Numai că acolo legile fizice sunt întoarse pe dos și sunt lucruri repetitive. Acolo unde omul s-a blocat aici, adică mereu, în mod repetat, s-a opus, nu știu ce, acolo vine situații de viață care să-l desprindă din chestia aceea. El dacă rezistă și nu înțelege că trebuie să cedeze, rămâne blocat acolo. Și nu mai iese de acolo deloc. Nu urcă. Deci acolo se va întâlni în fundal cu aceeași chestie care l-a ținut aici. Care l-au ținut aici, aici le ia deci acolo le ia selectiv. Adică numai pe ăstea în care el a rezistat și a luptat și s-a opus sau s-a comportat cum nu trebuie, ăla îi le ia acolo. Și e ca un pic cameră. Vine și îl lovește în mod repetat până cedează și nu încenunchează. Bine că e tot pe ajutorul lui. Da. Dar uite, deci eu când văd un om obraznic, omul obraznic candidat la iad automat. Omul care se supără, omul care se înfurie, se mânie, acela poartă iadul în el. Deci omul acela nu mai este uman. Da. Da. Numai omul blând, bun, blând, care nu vrea nimic pentru sine. Dar am întâlnit și oamenii în aceștia. Cum dezinteresat. Există, așa e. Vai de mine cum sunt. Știi cum sunt? N-am văzut așa ceva. Deci n-am văzut duhovnic așa. De bunătate și blândețe. Deci nu e vorba de să fii așa cu capul sus, să fii ci să participi la viață. Să participi la viață, să te implici în ea, dar să-ți păstrezi bunătatea. Și am întâlnit o dată la fabrică un șofer care a descărcat singur un camion, am povestit cu niște baloți foarte mari. 2 ore a stat el să descarce singur sau mai mult și a descărcat camionul singur și l-am întrebat, de ce ești tu așa de bun și de blând? Și l-a spus, păi am avut cancer și mi-am dat seama că eu eram recalcitrant, reactiv și mai departe, că asta este cauza. Obraznic. Răvăitor. Da. Am renunțat la toate acestea și acum nu mai pot să fiu cum eram înainte. A dispărut cancerul și nu mai pot să-mi permit să fiu ca înainte pentru că mă trezesc din nou cu boala. Deci boala sancționează de fapt un comportament lipsit de iubire. Interesul personal pus pe primul plan ăla e sancționat. Binele său pe primul plan. E distrus. Deci cu cât boala este mai gravă, cu atât omul acela s-a preocupat în mod desacerat de binele său propriu. Am mai povestit că eram la Fundeni și era o doamnă lângă mine care avea cancer și spunea probabil că am ajuns să am această... Singur vorbea. Eu n-am întrebat-o. Deci vorbea singur așa pentru ea însăși. Probabil că am ajuns să am această boală pentru că am slujit prea puțin oamenii. Mi s-a părut... Deci un om simplu. Cine da. Știe ce om simplu, o bucătăreasă, o femeie de serviciu. Ce profunzime imensă, a spus. Probabil că n-am ajutat prea suficient de mult, ne-am slujit pe oameni din cauza asta. Deci a înțeles că exact ca cei care vin din moarte clinică, toți aia de acolo se fac slujitori. Da. Automat, pentru că își dau seama că acolo nimic din ceea ce prețuim noi nu există. Nu există mașini frumoase, nu există case. Da, frumoase. Da, bani, ce bani? Da. Nimic. Zero. Deci noi luptăm pentru nimic. Eu înțeleg că trebuie să ai grijă de corpul tău, că se poate, dar trebuie să fii neglijent, mai mult neglijent decât să ai grijă de el, pentru că are grijă Dumnezeu și îți dă tu ceea ce ai nevoie. El te îmbracă, el îți dă bani, el îți dă mâncare și totul vine de la el. Tu trebuie să n-ai niciun fel de grijă. Și atunci viața ta va fi frumoasă. În momentul în care depășești necesitatea, apare suferința. Să știi întotdeauna că omul care judecă este omul care are mai mult decât îi trebuie. Deci omul simplu nu judecă. Omul simplu este modest și se mulțumește cu ceea ce are. Nu e supărat pe nimic. Da. Cunosc o persoană pe care o deranjează foarte tare când folosesc cuvântul smerenie. Îmi spune, nu mai repeta acest cuvânt, că nu suport sau... Bă, diavolul zice asta, deci nu sunt cuvintele ei. Asta zice diavolul și mie mi-a zis chestia asta. Îl enervam și îmi spunea da. Chestia asta, mă arde, cuvintele tale mă arde. Da, exact, asta este senzația. Întotdeauna când cineva reacționează la filmele acestea ale noastre, are diavol. Că numai diavolul reacționează. Deci cine nu se comportă ca Iisus e diavol.
Cine nu are comportamentul lui Isus s-a diabolizat. Deci cel care reacționează nu este uman. Cel care este obraznic, este răuvoitor, spune cuvinte și critică și acuză, numai diavolul acuză. Da, și atacă și... La persoană, atacă persoana. Da, Marius. Mergem mai departe, înainte să încheiem ultima experiență din episodul acesta. Rinichiul suspendat în aer și ecranul de proiecție. O experiență foarte interesantă. Da. Am văzut rinichiul meu suspendat în aer, mi-a apărut în față. Asta a fost interesant. Ieșeau și lumini din el. Am spus că din starea aceasta de pace și liniște ți se întâmplă toate minunile acestea incredibile. Iar cea cu ecranul de proiecție, m-am dus odată la colega cu care lucram să duc niște acte și când am intrat în camera la ea mi-a apărut un ecran în față și acolo mi-a apărut ce s-a întâmplat în cameră înainte. Ecranul acesta l-am mai avut și când am venit pe viață, înainte de a urca pe scara raiului la pradă acolo, am trecut prin două ființe eterice care sunt ca niște scanere. Deci nu au formă, sunt fără formă, ca un ou sunt, luminoase, și când treci prin ele, ele dețin istoria ta personală. Și imediat în fața mea a apărut un fel de ecran și mi-a proiectat ce am fost în viața precedentă. Și mi-a zis că acum în viața în care intri tu, nu să fie grozavă, însă vei evolua foarte mult spiritual. Asta mi-a zis și asta s-a întâmplat. Ce frumos. Și la acea doamnă ce ai văzut în ecran? Nu pot să spun. Nu pot să-mi spui. Am înțeles. Deci ai văzut ceea ce s-a întâmplat acolo în camera. Da. Da. Deci să fim atenți la ecrane. Eu nu știu dacă sufletul ei a părut-o. Eu nu știu dacă nu știu cine a luat inițiativa să deruleze acel ecran în aer. Pe de altă parte trebuie să știm că mobila, zidurile, camerele sunt ca niște benzi de magnetofon. Benzi video, adică încorporează toată imaginea în ele. Și într-o anumită stare ele pot să-ți vorbească, să-ți deruleze imaginea. Adică, spre exemplu, stai pe un scaun și scaunul poate să-ți deruleze imaginea a ceea ce s-a întâmplat pe scaunul respectiv. Deci ele sunt purtătoare de imagini. Și ele mențin acea energie. Dacă nu este o energie benefică, da, tu poți să simți. Îți arată. Dacă intri într-o cameră, tu vezi ce s-a întâmplat în camera respectivă. Deci dacă ești suficient de detașat de a câștiga și de a avea, vezi totul. Pentru că eu am avut o experiență cu o canapea. Deci cu o canapea. Acea canapea era de câțiva ani, avea anumite energii și eu nu am mai vrut să dorm pe canapea aia. Adică știam acel lucru și am vrut să evit, dar zic, lasă, nu o schimb, totul e în capul meu. Și am avut un vis, am visat că am ridicat pernele de la canapea aia și era, uite, atâta stratul negru de mucegai. No. A venit ziua în care a trebuit să dorm în canapea aia, că nu aveam de ales. Și vreau să spun că vreo două săptămâni la rând, deci cred că două săptămâni la rând am avut niște stări și niște purificări în corpul fizic. Mi-a curs nasul ca la robinet. Nu mă odihneam. Simțeam că se întâmplă transformări în corpul meu, adică vise tot din astea agitate, tot așa. Și am simțit și Dumnezeu mi-a arătat prin vis lucrul ăsta și mi-am dat seama că de la astea, de la energiile care erau impregnate acolo, care au rămas în ea, că parcă zici că sunt vii, știi? Parcă rămân acolo ca în mobilă, cum ai zis, ca în pereți, ca în tot. Deci așa este, nu? Mai trebuie să rămâne informația vie acolo. Peste tot rămâne în toate. A celor care au dormit acolo, a gândurile lor, trăirile lor. Da, totul e acolo. Da. Vreau să spun un lucru. Ceea ce blochează și ne face o viață nenorocită sunt țelurile noastre. Noi ne punem țeluri, scopuri, proiecte și suntem concentrați pe ele din lumea aceasta. Și când ne punem proiecte din lumea aceasta, divinul trebuie să ne le distrugă.
Adică cel care își face ca scop ceva din lumea aceasta va trebui să piardă. Deci își face o viață neplăcută. Și se târie așa toată viața lui, se încrâncenează să își îndeplinească scopurile, se opintește așa și mereu viața îi se opune în toate formele posibile. Că, spre exemplu, el, să zicem că reușește să-și facă casa respectivă, dar copiii nu mai învață. Da, Și apare o problemă sau o soție îl părăsește. Deci nu înțelege că îi cresc de fapt neplăcerile, pentru că problema noastră este că punem materia pe prim plan, trebuie să fie secundar. Adică să nu facem totul pentru ea, să nu ne preocupăm numai pentru ea și pe a câștiga ceva, pentru că lumea nu este scop. Scopul este dincolo de această lume și nu aparține acestei lumi. Și ce se întâmplă? În momentul în care vin atracțiile spre tine ale vieții, să nu le vrei. În momentul în care nu le vrei, tu urci în lumea de dincolo. În momentul în care omul se duce spre materie și mănâncă plăcinta, caută să meargă cu mașina și mai departe, el pierde energie subtilă, își pierde viața. Noi ne naștem cu o cantitate de viață fixă, să zicem 130-150 de ani. Și începem să tăiem felii din ea. Cu fiecare plăcere pe care ne-o facem, noi pierdem viața. Deci, cel mai mare pericol este ușorul și plăcutul. Deci, binele propriu ucide. Deci, exact ceea ce vrem noi cel mai mult, comoditățile, bunăstarea, satisfacțiile, simțurile astea ucid rapid și nu putem să facem fața locului. Pe de altă parte sunt iadul. Adică ne poziționăm greșit, pentru că când ne ajungem dincolo, te ia cu ceea ce ai considerat tu important și că trebuie să se arate că nu e deloc important. Ziceai că mașina e importantă, ia să vezi. Îți dă o mașină, să zicem, acolo și să o distrug toți. Și să Da. vezi cum te înfurie chestia asta. Dacă te înfurii, acolo rămâi. Deci furia respectivă te-a țintuit acolo. Furia, reacțiile, deci ura, mânia, furia, supărarea, te țintuiesc în ea. Și dacă sunt repetate, te-ai terminat. Pe de altă parte, când le repetăm, ele se duc în străfunduri și se transformă în realitate. Când se transformă în realitate, te lovești din față. Deci propriul nostru ego ne lovește din Da. față sub forma neplăcerilor. Noi zicem că ăla e de vină, dar nu e ăla de vină, e gândirea ta critică, acuzatoare. Care s-a manifestat. Negativă, da, care s-a materializat și te lovește din față, ca să te oprească. Pentru că nu mai Nu voi să ar critici exteriorul deloc, pentru că exteriorul este mâna lui Dumnezeu și tu nu poți să controlezi nimic de acolo. Este doar oglindă. Nu te poți certa cu oglinzile. Vreau să te întreb ce e de făcut dacă îmi simți acele energii, le simți că sunt impregnate. Na, eu am găsit soluția să schimb canapeaua, că chiar am simțit din întreaga ființă și Dumnezeu m-a susținut să pot să o schimb. Dar ce faci, na, când simți într-o casă, că simți că sunt impregnate în pereți, sunt așa anumite energii, ce e de făcut atunci? Ar trebui să te schimbi tu, dar nu știu Tu, până la ce asta, nivel, exact. nu știu până la ce nivel se poate fiecare să se schimbe astfel încât să schimbe și Și impregnarea mediul. respectivă, da, programele respective care sunt băgate peste tot. Că în momentul în care ștergi în programele din noi, se șterg și programele din impregnate în mobilă sau în pereți. Da. Deci, sunt aceleași programe. Deci ele te atacă prin exterior, știi? Sau neplăcerea care o simți că când intri în cameră, nu? Disconfortul. Este, de fapt, programul care este în noi. Dar nu-ți fie teamă că vin situațiile de viață neplăcute și tu cedezi. Când ai cedat, ele se șterg. Și apoi se șterge și din cameră. Da. Nu, că nu simt în cameră. La mine doar treaba era canapeaua, că știam ce s-a cum s-a Da. dormit acolo, cine a dormit și aia era Sau și... se șterg din oameni. Deci, în momentul Da. în care se șterge din tine, se șterge din exterior. Da, exact. Tu ești problema. Deci, noi nu avem problemă cu oamenii niciodată decât cu noi înșine. Da, exact, noi. Totul e în noi. Da, e despre noi, de fapt. Da. În încheiere vreau să le spunem oamenilor că ne vedem la Sâmbăta de Sus, la Tabăra Oglinzilor de Iubire, în august, pentru că cea de la Târnești deja din iulie este plină, pe 18, 19, 20 și 21 august. Cine simte chemarea, poate să ne întâlnim cu drag. Îți mulțumesc, dragă Marius, pentru... Este foarte frumos la Sâmbăta de Sus și discuțiile se țin în aer liber, Da. sub niște copaci foarte înalți, foarte frumos. Foarte frumos. Nu știu cum se spune, acolo unde stătea Arsenie Boca, în Da, foioiul părintele acela. Arsenie Boca. Da, e ca un amfiteatru Amfiteatru, minunat. înseamnă. Da, și ai văzut ce energie frumoasă și ce susținere. Și pictăm tot acolo, pictăm. Mai ținte, mai ales când am fost data trecută,
pictam și am pus valsuri și treceau, era grupul acolo pe iarbă și treceau o doamnă cu un domn și zice: ce frumos este la Sâmbăta de Sus, aici țin și cursuri de pictură, știi? Deci a fost o tabără foarte frumoasă și acum la Zărnești o să fim cât mai mult în aer liber, o să stăm cât mai mult în aer liber și la întâlnirile cu tine și la pictură și o să ne bucurăm. Pe terasa aia. Pe terasa aia, păi e pregătită, Lili ne așteaptă, o să fim mai mulți ca niciodată, o să fim cam 30 deja în total. Bine, Marius, mulțumesc mult pentru tot. Ne revedem cu bucurie. Și oamenii să nu se supără, să știi, pentru că nu e o supărare. Noi când zicem aici că, de fapt, îi ajutăm să nu mai stea în ego-ul ăla, că suferă de nu se văd. Și păi, cum ai zis și tu cu Aristotel și cu Alexandru Macedon, să nu ne facem griji că informația ajunge la cine trebuie și pentru cine se supără. Și ea este mii de ani acolo, nu l-am inventat noi, nu vine de la noi, nu persoana noastră este cea care spune, deci nu putem fi acuzați noi. Când ne acuză pe noi, de fapt acuză mii de sfinți care au spus aceste lucruri. Acuză sisteme religioase, experiența a mii de ani a oamenilor. Nu se poate face așa ceva, să acuzi. Deci noi nu facem decât să spunem același lucru într-un limbaj mai modern și mai accesibil. Exact. Dar ele sunt cunoscute de mii de ani. Propriile experiențe pe care le trăim și discutăm și împărtășim fiecare în parte, așa se poate susține, să ne putem susține. Scrie că... Deci că sunt exagerat sau nu știu ce, dar scrie foarte bine în Noul Testament: cine va căuta viața Domnului Iisus o va pierde, cine va lăsa pentru mine va câștiga, dar nu sunt luați în seamă deloc. Da. Suntem dominanta asta exterioară a satisfacțiilor vieții, ne termină și ne duce unde nu trebuie. Da, e pe răspunderea noastră. Fiecare. Dacă, spre exemplu, Ilie Cioară, repet povestea, când au venit comisarii comuniști, tatălui a zis: vă rechiziționăm toată casa și tot ce dețineți, pământurile. Și a zis: bine, luați-le, două cuvinte. Acele două cuvinte i-a dat poziția în lumea de dincolo. Pe când mama lui nu a acceptat chestia asta. Mama lui era jos în subsolul unei case, în lumea de dincolo, că s-a dus să-i caute, iar tatălui nu-l găsea, că era așa de sus, încât tot urca și nu mai putea să găsească. Nici el nu putea. Două cuvinte au dat poziția în lumea de dincolo. Și noi trebuie să fim atenți, să spunem, pentru că nu este de glumă. Se măsoară totul, se contorizează totul. Da. Sunt cu ochii pe noi. Da, și asta am fost impresionat când la Shangri-La 4 am povestit despre lumina aceea care a venit din cer, nu? Da. Pe mine asta m-a impresionat. Ai bine, lumina din cer putea să deschidă, să aprindă lumânările, asta am înțeles. Dar ce n-am înțeles eu, că este tot timpul atent la tine. Am spus două cuvinte și imediat m-am trezit cu lumina din cer. Deci este atent la tot ceea ce spunem noi. Absolut. Și unor intervine. Și noi intervine. Cred că este cel mai bun contabil al Universului. Păi da, deci te văd. Deci nu ai unde să fugi. Ești în lumea lui și trebuie să... Este ca și când te duci la o gazdă, nu? Te duci la cineva în vizită, păi ești atent să nu greșești. Să nu îi strici covorul, să nu îi calci ca în picioare. Crezi daune. Da, să-i spargi farfurile și paharele. Așa trebuie să ne comportăm noi. Aici suntem la el. El este stăpânul. Noi suntem la stăpân. Nu? Când ești la un stăpân, ce faci? Ești atent să nu te dea afară. Corect. Da. Bine, o zi frumoasă. Bine, Marius, mă bucur că ne-am văzut. O zi frumoasă și ție. Pa, pa. Pa, pa.